Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multe și diverse posibilități de petrecere și aici este problema. Cu posibilitățile de distracție din cluburi, unde se mai întâmplă niște lucruri, nu că am avea ceva împotriva cluburilor, sunt afaceri legitime, bravo, foarte sigur. Bine, plătesc taxe, nu se fumează înăuntru niciodată, adică da. E potrivit legii, nu dar se sunt afaceri pentru adulți. Da. Interesant ce observă jurnalista Cristina Stănciulescu, al cărei copil a terminat a noua și care, evident, sau intră într-a noua, nu știu, o să vedem, merge la bal, la un club de fițe din București. Gen fițe. Am auzit balul bobocilor. Până și eu de el. Doar că balul e organizat de o firmă care, citez, pare să fie o extensie de business cu țintă pe licee. Adică clubul respectiv și-a făcut ce idee bună. Bravo, ca idee de business super mișto. Ce a făcut o firmă care țintește exact... Publicul ăsta, da. Vă oferim servicii complete. Vă băgați? Practic se strâng bani, se închiriază... Probabil că le promit un bal frumos. În generația mea, copiii de clasa a 12-a erau organizatorii. Da. Și atunci ei făceau biletele tipăreau, le vindeau copiilor de clasa noua, dacă voiau, da, dacă nu, tot trebuia să cumpere. Deci e mai bine așa. Ori mă închiriau un bar ceva, luau o trupă gen The Hood Justice, cum era atunci, de nu știu ce, și hâți balul bobocilor. De aici de unde și întrebarea pentru tine, dragă părinte, în această dimineață, unde merge la bal banchet copilul tău? Cât costă distracția, că și asta ar fi de văzut și cum știi că va fi ok? Asta este chiar o întrebare serioasă, pe bune. Adică știm că de plătit tot se plătește un bal de sal, copilul nu poți scăpa, dar întrebarea e cum știi că va fi ok? Cine îi supraveghează când se duc la club acolo în gașcă? Cine se asigură că acolo să fie totul cum trebuie? De obicei înțeleg că în cazuri de genul ăsta profesorii nici nu știu, adică direcțiunea nu școlii cred că nu știu. Eu așa am înțeles că nu. La sala de sport acolo unde făceam la sala de sport, da. Băi, erau, dacă eram în școală, erau profesori. Da, atunci când lucrurile se externalizează și o firmă se ocupă de treaba asta, nu cred că mai ajung la cere voie direcțiunii școlii să facă un bal în numele liceului respectiv. Da. Adică și cu certitudine nu se bea niciun strop de alcool la toate chefurile din școală, în școală la în care școală am fost nu. Eu. Nu insta așa, nu se putea. În club. Dar nu știi ce se întâmplă. Habar n-am, se poate, nu știu. 0372069599. Unde merge la bal banchet copilul, cât costă distracția, cum știi că va fi ok, cine o să-l supravegheze, cine se asigură că acolo să fie totul cum trebuie, sunați-ne să vorbim chiar acum, mai intrăm direct, și cât despre distracția de la balul propriului copil, Cristina Stănciulescu a reținut numele artistului care va performa acolo live, îl cheamă MGK666, are și videoclip, foarte interesant, va cânta despre, citez, cocalarii și frații din Ferentari. Și ne-am dus să verificăm, că știți, să verificăm lucrurile astea. Am găsit și o piesă care pare să fie de mare succes a artistului MGK666. Bani, droguri și femei, atâta știm. Haine de firmă, bani pe marfă nu plătim. Fetele vor droguri gratis, ce păcat, noi nu cinstim. Dușmanii vorbele, ce păcat o să-i găsim. Bani, droguri și femei. Păi deci, mai e și meschin artistul. Adică fetele vor droguri gratis și el păcat nu cinstim. Adică e pe bani, știi? El cere bani pentru drogurile pe care, să înțelegem, că le vinde, nu? Adică, acum, știi cum e? Despre asta vorbesc în versurile lor și al de 50 Cent, adică nu e doar că fiind în românește te lovește mai puternic. Dar asta e. Trebuie doar să ai grijă teribiliști. La ce vârstă asculți muzica asta? Da. Comentarii foarte mișto de la pe... Mă rog, zic și eu. Comentarii la videoclipul de pe YouTube. Ciupix zice, te urmăresc de când mi-ai furat bicicleta, țin-o tot așa. Cristian cu doină zice, merge ca e genul de om care merge la școală ca să învețe profesorii. Cristi spune, merge ca e genul de om care te ajută să-ți cauți portofelul după ce ți l-a furat. Respect! Double 333, respect, merge ca te urmăresc de când mi-ai furat Infernusul. Pe Infernusul este o mașină din GTA Online. Da, deci numai de bine, înțeleg. Numai, da, mă rog, da. Sunt flash tot. Dintr-un joc. Dintr-un joc, da, e o joc, o mașină dintr-un joc. La telefonii Cristina Stănciulescu. Bună dimineața, Cristina. Bună dimineața, Cristina. Bună dimineața. Te-am trezit, a? Da, nu mă. Auzi, deci ești așa îngrijorată că se duce băiatul, nu? Să-ți trăiască la club. Băiat, da, la a noua, la un club de fițe despre care, în fine, știm cu toții. Ce ai cu cluburile? Pentru că nu sunt, n-am nimic cu cluburile, absolut nimic, numai că acest bal a fost organizat fără ca liceul să fie de acord sau... Am primit pe grupul de părinți, celebrul grup de părinți, mesaj că acest bal nu este organizat cu acordul liceului și al... Și atunci cine îl organizează, de fapt?
Organizează o firmă care, așa înțeleg că se numește, mă rog, cum am scris în postare, și se vând bilete, 70 de lei biletul, li se dau câte o brățară pe care scrie numele liceului, da? Cu aia intri, dar problema este când am sunat acolo și am întrebat, ok, sunt totuși minori, cine are grijă, de cine îi supervizează, așa că supraveghează, ne-au zis să nu ne facem griji. Că-s bodyguards. Că cei care vor avea brățările de la liceu vor fi serviți la bar doar cu sucuri, iar cei care, pentru că se cumpără bilete, e public, da, pot veni și adulți, cine vine, ce adulți, cu ce se ocupă ei, cine sunt ei și ce vor de la viață, nu știm. A, nu, stai dar puțin, ei vor stai avea brățări de altă culoare. Nu, că nu e exclusiv pentru liceu. Nu e exclusiv pentru liceu, deci e o petrecere cu minori la care vin și adulți? Dacă vor, da, străini, asta ni s-a spus, la ce că dacă să vor, evalueze vor primi, să... nu, și care vor primi o altă culoare la brățară, iar cu brățara aia de pe mână, adulții pot consuma alcool, dar copiii sau elevii care vor avea brățara pe care scrie numele liceului lor, nu. E bine, de un... Nu, asta e chiar o chestie bună. Noi până acum am mai glumit, am mai râs, dar acum, serios, Luca, da. De ce v-ați duce voi la o petrecere de adolescenți, să zicem, clasa noua, dar sunt minori? Uh-huh. Adică sunt spititei, cum ar veni. Unii să zicem că sunt fanii acestui artist. Într-un club, ca să... Da. De ce te duci? Ca să fie acolo 100 de minori, de ce te duci tu, adult? Dacă n-ai nicio legătură, nu ești tată, părinte, mamă, nu ai nicio treabă. Acum sunt adulți și adulți, sunt fel de fel de... Păi asta mă și îngrijoază, că sunt adulți și adulți. Hai că și eu, de exemplu, am să mă uit la filmul la un moment dat cum se joacă fotbal în parc. Băi, și erau numai copii și doi, pe la vreo 25 de ani, care se jucau cu ăștia de 12. Și m-am întrebat ce caută cu ei, știi? Ce spune? Că am același lucru. Sunt aceeași categorie, da. Adulți cu minte... Dar, Cristina, voi părinții v-ați organiza cât de cât în situația asta să vă duceți și voi pe acolo? Nu, pentru că, să ne ducem acolo, da, dar o să stăm ca vulpile în parcări, probabil, sau pentru că nu poți intra acolo, de comentariile copiilor, uite, au venit ai tăi, sau e penibil. Ei doresc să se distreze, mi se pare firesc. Absolut. Adică nu judec asta, sub nicio formă. Numai că felul în care această firmă a găsit într-un mod inteligent, aș zice, pentru că este o oportunitate de business. Și cum se face? Stai puțin, s-au dus și au, adică copiii s-au vorbit între ei, au dat fiecare bani așa de capul lor, nu? Da. Copilul a vorbit cu mine și cu tatălui normal, părinții au fost de acord, da, mergeți, fără să știm exact despre ce este vorba, știind că se organizează balul, știind că, după care am primit mesaj, văzându-se afluența și cantitatea de bilete vândute și faptul că pe brățară scria numele liceului, direcția a intrat în panică. Știu că la nivel de conducere a liceelor vorbesc cu Nicoazi și se întreabă, tu ai organizat, ai fost de acord? Nu, bineînțeles, adică școala este cumva depășită în chestiunea asta, este și umilită și depășită și nu are niciun fel de autoritate și nici n-ar putea să împiedice, nu, să cumpere niște bilete de pe site sau n-ai cum să faci asta. Da. Și atunci totul e așa o ciorbă amestecată din care nu prea știi cum să ieși, nici nu poți impune copilului ceva. Dacă toți colegii merg și toți fredonează aceste piese superbe, nu ai cum să le spui sau să-i spui stai acasă tu, iar toți ceilalți se vor duce. Da. Nu? Ce zonă gri. Mulțumim foarte mult, Cristina. Mulțumim, Cristina. Simt pumnii, o strică vulpea în parcare, asta a fost bună. Da, simt pumnii. Hai că nu se întâmplă nimic, o să fie ok. Mai avem telefoane. Hai să vedem dacă puteți să vorbim. 0372069599. Menținem, ținem subiectul și vorbim pe marginea lui. Diana, bună dimineața. Bună, Diana. Bună, Diana. Da. Bună dimineața! Bună, Diana! La tine care e situația cu balul, banchetul sau ce-o fi? Balul nostru de clasa 8-a, da, a fost organizat de părinți. Aha. Ne-am organizat. A, deci o să se dea ceai și muzică frumoasă. Nu, a fost... Vine vreun copil? Au fost toți cei 100 de copii. Suntem absolvenți ale aceluiași liceu ca și Vlad. Și eu chiar am făcut banchetul cu Vlad în sala de sport. Te referi la mine, adică da. Vlad eu? Da. Nu pot să cred. Da. Sunt colega ta de catalog, chiar. Diana Petrec?
Petroianu. Ce mai faci, Diana? Ia uite, domnule, ce lume mică, extraordinar. Ce lume mică, v-a Diana Petrec era doinița. Excepțional. Da, mă bucur mult să te aud. Na. Da. A, păi sigur, acolo la liceu ăla numai copii serioși, nu? Auzi, Diana, dacă tot ai intrat în direct, vine dansa. De Vlad, nu, dansa. Dar nu, și dacă poți să ne lași un număr să mai intrăm o dată în direct într-o o discuție mai amplă, că acum nu avem așa mult timp, dar ar fi interesant. Da. Cu drag, cu drag. Deci noi am avut un banchet foarte frumos, organizat numai de părinți, tot la un club de fițe din București. Dar supravegheat. Supravegheat de la fiecare clasă de părinți, au fost câte doi părinți. Nu s-a servit alcool. Dar erau și adulți în clubul ăla? Adică ce spunea Cristina mai devreme? Nu. Nu, asta nu, mi se ocupă, deci chestie realmente bizară. Părinții, profesori invitați, care au fost un număr destul de mare. Pe asta deci era o petrecere exclusivă dintre practic, clasa 8, liceu. În clasa 8-a se organizează banchet ăsta cu părinții, cu suculeți, cu profesorii. Da. După aia în clasa 9-a copiii descoperă libertatea și își organizează singuri astfel de petreceri. Încep să bea o bere. Bine, am înțeles, ok, dar clubul respectiv ar putea măcar să aibă, din punctul meu, n-am copii, știți foarte bine, dar măcar ar putea să aibă bunul simț să nu permită accesul altor adulți, persoane străine de copii acolo. Da, pentru asta trebuie să închiriezi clubul. Clubul ăla e un business. Păi nu poți să închidă clubul că vin niște copii. Păi cum, îți vin 100 de copii care au plătit bilet acolo. Faci dacă clubul ăla are capacitate de 3000 de locuri și cântă trupa MGK 94 ăștia sau cum îi cheamă, e un concert public. Bă, sincer, la care vin și niște copii. Da, am înțeles ce spui. Sigur că nu e ok. Adică nu e ok să meargă copiii într-un club de noapte. Da. Asta e o mulțumesc mult, Diana, mă bucur că ne-am auzit. Poate ne mai auzim, Diana, da, da. Sper că Rodica a fost colegă cu Luca, măcar. Bună dimineața, Rodica. Bună, Rodica. Bună dimineața. Nu am fost colegă cu niciunul dintre voi. Ai vreau pierdut să vă povestesc și eu. Voi ați pierdut. Da, ia Rodica, zi. Da. Vreau să vă povestesc și eu despre banchetul nepoțelului meu din clasa a patra. Ia uzi. Organizat de părinți. Nu cred. De unii părinți, deci un grup de părinți care ceilalți degeaba nu au fost de acord, deci noi suntem din Târgoviște, iar banchetul l-a organizat undeva la munte. Aproape 1000 de lei de copil. Da, și ce poți să faci? Că vine copilul plângând. Păi merg toți. Vrei, nu vrei, exact. Vrei, nu vrei, chiar anumiți părinți au postat pe grup. Păi dacă în clasa a 4-a îl ducem la munte, în clasa a 12-a, unde îl ducem? În Dubai? La Monte Carlo, da. Da, deci încă se face așa ceva. Cred că a fost singura școală din Târgoviște care a făcut așa ceva. Chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Și asta am vrut să vă spun și eu. Să știi că am primit multe mesaje în dimineața asta de la mai mulți părinți cu copii în clasa a patra care au organizat unii la restaurant cu 200 de lei, alții ca voi la munte pe bani mai mulți. Certe că și eu am auzit în București de copii de clasa a 8-a care acum au banchetul la clubul diplomaților, la hoteluri de 4-5 stele, tot așa, 800-1000 de lei intrarea. Bă, pentru ce? Că ăștia consumă suc la un astfel de eveniment, alcoolul costă cel mai mult. Este, da. În rest, ce poți mănânci un copil de clasa 8-a și cât suc să bea? Eu cred că și indiferent de locație, cum să coste 800-1000 de lei la care se adaugă ținuta copilului? Am niște prieteni, fiica lor a absolvit clasa 8-a, s-o vezi pe mai că s-a săraca, a fost, a cumpărat 3 rochii, 3 perechi de pantofi, s-a probat aia mică de 7 ori, că na. Băi, cumva trebuie să te distrezi la școală. Dacă curicula e cum e, măcar balurile să iasă. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.